Atenţiune! Este ora! Pavilionul sus! Statul Major al Forțelor Navale a organizat vineri 28 februarie festivitatea decernării premiilor celei de-a patra ediție a concursului Omul Anului în Forțele Navale. Concursul are ca obiectiv recompensarea valorii profesionale a personalului militar și civil care a contribuit în decursul unui an la crearea unei imagini pozitive a instituției militare și la creșterea vizibilității structurilor din compunerea Statului Major al Forțelor Navale în societate, la nivel național și internațional. În competiția din acest an s-au înscris peste 60 de concurenți la cele 9 secțiuni. Câștigătorii concursului Omul Anului 2013 în Forțele Navale au fost la secțiunea Imaginea și Vizibilitatea Armatei și a Forțelor Navale, capitan comandor Milu Zaharia, la secțiunea Instrucție și Luptă, comandor Marian Marin, la secțiunea Logistică și Infrastructură, capitan comandor Metin Omer, la secțiunea Învățământ, Știință și Artă Militară Navală, comandor conferențian universitar doctor inginer Vasile Dobrev, la secțiunea Sănătate și Sport, locotenent colonel Paul Gabi Sandu, la secțiunea Presă, Film și Literatură, locotenent colonel Corneliu Ștefan Pavel. La această secțiune, pe locul al doilea, s-a clasat colegul nostru Bogdan Dinu. La secțiunea Istorie, Cultură și Tradiții Militare și Marinărești, locotenent colonel dr. Cornel Ignat, la secțiunea Soldatul Universal, locotenent comandor Mihai Ghibu și la secțiunea Marinărie și Matelotaj, maestru militar clasa a doua, Ion Costel. Câștigătorii locului întâi, mai puțin cel de la secțiunea Marinărie și Matelotaj, vor participa la concursul Omul Anului 2013 în Armata României. Mult succes tuturor!